Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Ex Libris Meis. Sunt o ocrotitoare a dragostei și a familiei, așa spune Sfânta Xenia din Petersburg, în cartea tipărită la editura Sofia, o carte care îi descrie viața, îi descrie minunile și câteva rugăciuni pe care noi credincioșii putem să le adresăm. Multă lume știe povestea Sfinte Xenia din Sankt Petersburg, multă lume îi cunoaște viața în amănunt. Unii chiar au ajuns să se închine Sfintelor ei moaște, alții trimit pomelnice, știm că există și această posibilitate la catedrala din Sankt Petersburg, părinții care se roagă acolo primesc astfel de pomelnice pentru a intra mai ușor în legătură cu ei și, desigur, cu harul Sfintei Xenia. O sfântă de secol 18, născută în jur de 1730, pe timpul țarinei Elisabeta a Rusiei, una dintre fiicele lui Petru cel Mare, de fapt două fiice au supraviețuit din acea căsătorie din dragoste cu o femeie de condiție modestă. În fine, nu asta e discuția. Important este că Sfânta Xenia s-a căsătorit în jurul vârstei de 20 de ani cu Andrei Feodorovici Petrov, colonel, capelmaistru la Palatul Țarinei, Palatul din Sankt Petersburg. Sankt Petersburg știm că este reședința, sau era una dintre capitale Imperiului Rus. Petru cel Mare a mutat capitala de la Moscova la Sankt Petersburg. După numai câțiva ani de căsătorie, încă fiind o femeie tânără, Xenia rămâne văduvă. Soțul ei moare subit, pare să la obeție, așa cum numai rușii știu să lucreze în sensul acesta, este nemângâiată, neconsolată, nu înțelege pentru ce s-au întâmplat toate aceste lucruri și înțelege totodată că viața este deșertăciune. Atunci face schimbarea radicală în existență, lasă totul deoparte și se dedică lui Dumnezeu, dar cum? Într-o formă extremă, în așa fel încât a început să fie cunoscută drept Xenia nebună întru Hristos. Iată ce aflăm din viața ei. Fiind cuprinsă de strălucirea Sfântului Duh, care o purta peste înfricoșătoarea genunchi a nestatornicilor lumii pământești, Sfânta Xenia a hotărât să renunțe la toate cele materialnice pe care le avea, și asta chiar dacă cei din jurul ei vor socoti ca nebunit din pricina multei suferințe aduse de moartea soțului. Și întocmai așa s-a și întâmplat. Când a început să dăruiască tot ceea ce agonisise pe pământ, casă, mobilier, bijuterii, haine, încălțăminte și alte lucruri de preț, multora li s-a părut că s-a zmintit și e cuprinsă de frenezia nebuniei. De aceea rudele și cunoscuții au considerat că trebuie neapărat să-i vină Xeniei în ajutor și, socotind ca nebunit de-a dreptul, au înaintat o cerere către autorități pentru a constata dacă Xenia nu și-a pierdut cumva discernământul și integritatea puterii de a judeca. În urma întâlnirii și a convorbirilor cu cei desemnați legal pentru evaluarea sănătății mentale, s-a dovedit că Xenia este pe de-a întregul conștientă și lucidă, iar discernământul său nu a fost nici de cum afectat de moartea lui Andrei Feodorovici Petrov și, prin urmare, avea tot dreptul să dispună de bunurile sale așa cum dorea. Astfel, fără ca cineva să-i poată sta împotrivă, Sfânta Xenia și-a împărțit toate averile săracilor, iar casa a dăruit o bunei sale cunoștințe Parascheva Antonova, cerându-i să fie milostivă cu cei sărmani și să-i primească acolo pe pribegii fără de adăpost, care se vor afla în trecere prin acele locuri. Rămânând fără nimic, acum nimic nu mai putea să o despartă pe Sfânta Xenia de dragostea lui Dumnezeu. În fine, continuă viața ei, îmbrăcând cămașa și caftanul de colonel al soțului ei, înțesătura căruia dominau roșul și verdele, Sfânta Xenia spunea tuturor că nici de cum nu a răposat Andrei Feodorovici, ci aceea care a murit a fost soția lui, Xenia Grigorievna. Mai mult decât atât, de atunci înainte, niciodată nu a mai răspuns când era numită Xenia, însă totdeauna era binevoitoare dacă era chemată Andrei Feodorovici. Astfel a început nevoința nebuniei ei pentru Domnul. Iar odată pornită pe această cale până la sfârșitul vieții sale, nu a mai avut un loc al său unde să-și plece capul. În cea mai mare parte a vremii, Sfânta Xenia pribegea prin Sankt Petersburg și prin mahalele acestui oraș,
iar cel mai ades era văzut în vecinătățile Bisericii Sfântului Apostol Matei, unde locuiau pe atunci mulți nevoiași și nici de pământ ori de lemn. Ei bine, Sfânta Xenia știm că a fost luată în râs de către contemporanii săi, a fost necăjită, a fost maltratată, bătută, scuipată, umilită, însă erau și oameni care au înțeles că în spatele acestei nebunii se afla cu adevărat omul lui Dumnezeu. Iată! Într-o altă împrejurare, fericita Xenia a venit la Parascheva Antonova, buna ei cunoștință, căreia înainte vreme îi dăruise locuința ei și pe neașteptate i-a zis: nu, nu, nu! Ce faci aici? Tu stai și împletești ciorapi și nu știi că Dumnezeu ți-a trimis un fiu? Du-te repede la cimitirul din Smolensk. Doamna Antonova, care o cunoștea bine pe Sfânta încă din tinerețe, știa că pe buzele Xeniei nu va auzi niciodată un cuvânt neadevărat. De aceea, chiar așa cum în pofida cuvintelor sale ciudate, a făcut ascultare și a urmat îndemnul. S-a gândit de îndată că trebuie să se fi petrecut ceva aparte și a alergat în grabă spre cimitirul din Smolensk. Și, într-adevăr, în tocmai așa stăteau lucrurile. Pe una dintre străzile insulei Vasilievski, în apropierea cimitirului Smolensk, Parascheva a văzut o adunare mare de oameni. Condusă de curiozitate, ea s-a apropiat de mulțime și a încercat să afle ce anume se petrecuse acolo. S-a dovedit că un vizitiu, fiind amețit de băutură, a doborât cu trăsura lui o femeie însărcinată, care de îndată a intrat în travaliu și chiar acolo în stradă a născut un băiețel, biata mamă murind imediat după naștere. Fiindu-i foarte milă de copil, Parascheva Antonova l-a luat în grija sa până când îi va găsi rudele. Dar cu toate stădainile susținute pe care le făcuseră pentru a desluși cine este mama și tatăl acestui copil, nici poliția și nici doamna Antonova nu au putut afla nici de cum cine puteau fi părinții băiețelului. Așa se face că pruncul a rămas în grija ei și, devenind mama lui adoptivă, a putut să-i ofere o educație și o creștere aleasă. Mai apoi l-a devenit un funcționar important al satului și până la moartea maicii sale a avut grijă de ea, fiindu-i precum un fiu adevărat și iubitor. Iată deci una dintre minunile pe care Sfânta le-a făcut în viață, fiind printre contemporanii săi, dar de asemenea sunt foarte multe alte minuni consemnate după trecerea ei la Domnul, la o vârstă destul de înaintată de 71 de ani. Lectură cu folos tuturor!